Ministerul Sănătății este însă o instituție extrem de complexă. Sunt zeci de comisii de specialitate, sute de oameni angajați acolo. Dumneavoastră, în perioada în care ați fost la minister, cu câți oameni lucrați? Da, o să spun ceva ce poate o să vă șocheze. Ideea pe care o aveam eu înainte, că există un Minister al Sănătății care supraveghează sistemul și care vede cumva problemele sau este cumva interesat de coordonare, acest minister nu există. Acest Minister al Sănătății pe care îl avem astăzi este constituit de fapt din câteva zeci de oameni cel mult care lucrează. Eu unul am lucrat poate cu 10 oameni din minister, cu adevărat? Poate cu 10 oameni? Există foarte mulți oameni care sunt plantați de către partid, de către diverse partide. Au existat, cât am fost la minister, au existat oameni, a existat un om, al cărui nume nu-l voi rosti astăzi, care se ocupa strict cu plimbatul documentelor, cu luatul documentelor din minister și transmisul acestora către partid, către Partidul Social Democrat. Deci era un om care ducea documentele de la minister la PSD, exact. Spuneți dumneavoastră. Dar pe ce post era angajat? Adică pe care un post era... de înalt funcționar public. Și altceva nu făcea? Este în continuare în minister. Ce salariu avea cetățeanul respectiv? Undeva pe la 200 de milioane. Este ceva ilegal, bănuiesc. La muche. În fișa postului ar în fi trebuit... În fișa postului nu era așa, dar întotdeauna este, pentru fiecare dintre noi, trebuie să fie clar pe cine servește. Iar dacă noi ne-am propus să servim publicul și să servim pacienții, pentru dumnealui era foarte clar că nu avea niciun fel de dorință sau de nevoie de a servi pe altcineva decât pe cei care l-au numit. Ați avut vreodată o discuție cu omul ăsta? L-ați întrebat care-i treaba lui acolo? Ce v-a răspuns? Discuțiile pe care le-am avut au fost punctuale pe lucrurile pe care ar fi trebuit să le facă. Nu e caz. Nu l-ați întrebat de ce în fiecare zi duce documente de la minister la PSN? Cam ce fel de discuție credeți că ar putea să aibă cineva cu astfel de oameni? Ce fel de documente duce? Toate documentele care îi păreau lui că ar putea să fie interesante pentru partid. Ordine de ministru, dați-ne mai multe detalii. Ordine de ministru, referate, orice fel de lucruri care ar putea face ministerul sau pe mine personal, atacabil în presă sau poate și alte lucruri. De ce nu l-ați dat afară? Nu, un alt funcționar public nu poate fi dat afară. Un funcționar public nu poate fi dat afară. Așa cu una, cu două. Apropo de salariu, să spuneți 20 de milioane, nu 200 de milioane. Când v-ați referit la 200 salariu. De milioane lei vechi. Undeva.